Salutare, dragi iubitori ai grădinăritului! Astăzi vreau să vă arăt un plop pe care eu l-am fasonat și pe care vreau să vă spun unele lucruri despre această modalitate de tăiere. Practic, acest pom este cel mai bine de curățat înainte de primăvară, pentru că așa este recomandat ca înainte să intre în vegetație se poate face tăieri fără nicio problemă. Iar acum lăsăm spațiu noilor crengi. Practic, de ce l-am tăiat? Pentru că făcea prea multă umbră și având în vedere că aici avem o plantație de măslini, producția măslinilor era mediocre. Așa că să sperăm că anul ăsta va fi mai mare producția de măsline. Deci, dacă aveți plante pentru fasonat, pini, brazi sau alți arbori, cel mai important moment pentru și cel mai potrivit moment pentru fasonare este înaintea primăverii. Pentru mai multe despre grădinărit, vizitați site-ul meu www.florindavic.ro și o să aflați mai multe despre grădinărit. Salutări, spor la treabă și pe curând!